Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă etalare, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în Zodia Vărsător pentru următoarea săptămână, următoarele zile. Dacă nu v-ați înscris la canal, sfatul meu este să o faceți, poate v-am plictisit să mă tot repet, dar este datoria mea să spun acest lucru. Să vă înscrieți, este gratuit și în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri clare și precise din partea tarotului în etalările viitoare. Și dacă doriți o etalare în privat de dedesubtul acestui videoclip, este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei vărsători, pentru toți cei care mă urmăresc, pentru toți cei care s-au înscris la canal, pentru toți cei născuți în zodia Vărsător, Luna sau Ascendent în zodia Vărsător, ce va fi, ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână. Vă doriți lumină, vă doriți claritate, vă doriți pace și armonie. Și aveți, vă rugați, văd aici, aveți speranță în ceva mai bun. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Vărsător. Regele de monede, un bărbat în semn de pământ, au picioare, capricorn, vrețel, putenul măsliniu, poate avea un rol important în viața dumneavoastră. O persoană care se axează foarte mult pe partea financiară, materială. De ce nu vor să iasă? Sunteți într-un impas? Wow, cât foc! Regele de monede. Nu există comunicare cu acest bărbat? Sau au fost mesaje din partea acestui bărbat, comunicări, evenimente care v-au luat pe neașteptate? Văd acele evenimente care au fost blocate, se vor debloca și vor veni în viața dumneavoastră. Poate au fost cuvinte mai aprinse, discuții aruncate. Poate această persoană, poate zodii de pământ, au fecioară capricorn și poate are în tema sa natală berbec, leu, săgetător. Văd foarte multe gânduri din partea acestei persoane sau un atac, vorbe. Este o relație karmică aici? Magicianul. E posibil să fi fost o manipulare, să fi aflat că v-a manipulat. Dar văd și că vor veni vești către dumneavoastră, comunicări din partea acestui bărbat semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, cu magicianul pentru un nou început. Poate pentru un loc de muncă, pentru o idee, pentru o comunicare, văd foarte multă voință din partea sa, drumuri, asul de bețe, pasiune, dorește un nou început cu dumneavoastră, dorește intimitate, oportunități. Un nou job, o nouă carieră, doiule de bețe. Colaborare, un parteneriat cu o persoană în semn de foc, berbec, leu, săgetător sau cu o persoană de la distanță, care se află la distanță. Vedeți aici? Văd foarte multă tensiune chiar. Da, pentru alții dintre voi. Foarte multă tensiune și hotărâre, decizie în ce privește un parteneriat sau o colaborare, anumite comunicări. Șasele de bețe. Pentru un drum, văd că va fi cu succes. Cu succes va fi. Dar văd și o persoană care... Poate fi o persoană care... E strategică, o persoană care este foarte mentală și calculată, face o strategie,
în ce privește jobul sau în ce privește hotărârile, deciziile, este o persoană care e foarte, uneori e impulsivă, agresivă în comunicare, în vorbă, e o persoană care face foarte multe drumuri. Oricum văd aici că acele situații care au fost blocate, vești comunicări de la drum, de la persoane de peste hotare, le veți primi, vor veni cât de repede în viața noastră și va trebui să vă ocupați de foarte multe lucruri. E ca și cum parcă o persoană uneori are coarne, e încăpățânată, este o persoană care își pierde răbdarea. Dar îmi spune că veți avea parte de succes și de reușită, însă la drum, recunoaștere sau în ce privește un parteneriat, o colaborare, veți trece peste probleme, văd un nou început. Foarte interesant. Acel bărbat se axează foarte mult pe partea financiară, este generoasă, poate va veni cu un sfat, o sumă de bani, o propunere spre dumneavoastră, optul de bețe. Călătorii pentru afaceri, poate veți lua un avion. Magicianul. Veți face magie din ce aveți. Văd că se va face un echilibru între partea feminină și cea masculină. Văd că veți începe din nou să comunicați. Veți avea parte de un nou început, dragii mei. O nouă cale, o nouă stradă. Poate în momentul de față s-a întâmplat un haos în viața noastră, v-a dat peste cap, dar e clar aici că se va lua o decizie cu foarte multă determinare, ambiție, voință, hotărâri. Veți lua decizia în propria noastră mâini. În propria noastră mâini. Să începeți ceva, să creați, să... Nu știu, veți face un drum și cu colaborări cu o persoană de la distanță și va fi cu victorie. Haideți să vedem mai departe. Treiul de monede, în ce privește cifra 3, 30 și treiul de monede, văd că veți face activități cu alte persoane, sunteți talentați în ceea ce faceți sau în ce privește un contract, document sau va fi ceva pe termen lung, concret și practic. Și văd că veți treiul de cupe, veți avea parte de succes, de bucurie, de satisfacție, poate veți ieși cu prietenii, veți face activități cu prietenii, o petrecere, o zi de naștere, un examen, o reușită a dumneavoastră. Oricum văd că vă veți bucura. Și văd că veți trece la un alt nivel sau aici văd și că sunt, nu știu ce treabă are, ajutor din partea prietenilor pentru o casă, pentru stabilitatea dumneavoastră și nu știu ce treabă are un alt nivel sau o nouă treaptă, o reușită. Nu știu, unii dintre voi poate chiar zugrăviți. Nouăle de bețe. Pentru a termina o situație din trecut care v-a adus rană. Și văd că vă protejați. Și văd că sunteți pe poziție să luptați, să vă protejați, să protejați ce ați construit. Nouăle de bețe îmi spune aici că v-ați învățat lecția, știți cu ce se mănâncă și sunteți pregătiți dacă o situație din trecut se poate repeta. Mai aveți un pic, într-adevăr sunteți răniți și obosiți, v-a atins anumite situații neplăcute, dar mai aveți puțin și se termină. Și persoane născute în zi de 9 sau septembrie, 5 de monede, vă văd singuri sau vă veți simți un pic singuri. Vă veți simți un pic puși și deoparte. Un moment de singurătate, un moment de tristețe. Dar va fi un moment trecător, să știți. Da,
Da, de ce? Pentru că ați aflat un adevăr sau v-a rănit acest adevăr? Și văd că sunteți mai curioși și mai direcți. Dacă aveți dubii și îndoieli în ce privește o suferință, o trădare, o minciună, văd că ați aflat ceva pe rețele de socializare sau veți merge să vă informați în ce privește acei norișori pe care aveți în mintea dumneavoastră. Vi se spune să cereți informații, să căutați informații. Dacă nu aveți și cinciul de spade, văd că veți renunța, vă veți da seama că o alegere nu a fost tocmai potrivită. Veți renunța să mai luptați, să vă mai luptați, să vă mai contraziceți sau să mai faceți compromisuri. Veți renunța și vă veți îndepărta de acele persoane toxice care au adus dezechilibru în viața noastră și cifra 3-5 poate are un rol important. Vă veți îndepărta de dramă și de toxicitate. Veți lăsa armele jos și să nu aveți încredere în ceea ce auziți sau ceea ce vi se spune într-o persoană sau, nu știu, o programare, un proiect cu cineva, pentru că văd că nu se va ține de cuvânt. Haideți să vedem ce va fi în următoarea săptămână. Ok. În ce privesc investițiile financiare, în ce privești banii, veți primi bani, nouăle de cupe, că vă veți simți foarte satisfăcuți, foarte mulțumiți. O dorință vi se va împlini pe partea financiară. Nouăle de cupe, vreau să zic că veți fi mulțumiți, da? În ce privește munca depusă, pe care ați depus-o. Și văd investiții pe termen lung și văd că ați muncit la stabilitatea financiară a familiei dumneavoastră și veți avea parte, poate unii dintre voi veți primi o sumă de bani, o ereditate sau o sumă de bani din partea familiei și nouăle de cupe văd că vă aduce împlinire, satisfacție și nouăle de cupe îmi spune și că veți axa mai mult pe propria noastră persoană, echilibru emoțional pentru a vă duce vouă satisfacție și împlinire. Și vi se va îndeplini o dorință. Văd că veți avea parte de succes, de bucurie, de petrecere, de un nou început, de comunicare, de oportunitate, dar și că trebuie să vă protejați împotriva, să vă protejați propria noastră persoană și ce ați construit până în momentul de față de acele persoane care nu se țin de cuvânt sau care aduce toxicitate și dramă în viața noastră și dezechilibru. Dar văd că vă veți vindeca și vă veți ușura și vă veți bucura de munca depusă și de deciziile pe care le-ați luat până în momentul de față. Haideți să vedem îngerii ce au să vă transmită pentru zodia vărsător. Zice să nu opuneți rezistență la anumite schimbări sau noutăți care vor veni în viața noastră, ca la zodia săgetător a ieșit. Îngerul șerviel forței, Îngerul Forței te sfătuiește să te lași dus de fluxul natural al evoluției. Dacă ești în criză și nu reușești să accepti anumite schimbări și continui să te opui, să știi că ce nu vrei să vezi cu adevărat sau ce nu vrei să schimbi, e ceva ce tu nu vrei, bineînțeles, suntem un semn fix și noi, vărsătorii, taurii, scorpionii și leii, nu vrem să schimbăm. Da, adică de frică de schimbare și suntem foarte rigizi în ce privește schimbările. Și îngerul cerviel te întreabă ce nu vrei tu să vezi sau ce nu vrei tu să schimbi, să spui semnul ăsta de întrebare. Când reziști schimbării, tu neci în posibilitatea unui nou început magic, care ați văzut că a fost aici magicianul. La prezența acestei creaturi celeste îți va da curaj și forță pentru a alege cea mai bună stradă al iubirii, păcii și al vieții. Foarte, foarte frumos! Dragii mei, ascultați sfatul îngerului cerviel. Lăsați-vă duși de val, de fluxul natural al evoluției. Nu spuneți nu schimbării. Știu că nu este ușor, că mă recunosc, dar trebuie să acceptăm. Să încercăm să lăsăm să vină de la sine, să nu mai opunem rezistență. Dacă vor veni schimbări și noutăți în viața mea voastră și veți fi împliniți și pe partea financiară și cea sufletească. Dragii mei, sper că am putut să vă ajut, vă mulțumesc, să ne vedem cu bine data viitoare, la revedere, o săptămână minunată, binecuvântată!